Ok, dar nu să fim siropatoare. E ceva tare aici la ultima vreme. Wow. E bine că okay, cred că nu s-a însiropat. Bună dimineața, eu tocmai ce m-am trezit, este sâmbătă dimineața și voiam să vă arăt cât de ceață este afară și ce vreme. Imediat o să mă vedeți și pe mine la față că sunt, cred că după voce se simte. Am dormit 2 ore și un pic, am meditat toată noaptea, m-am încurcat undeva pe la 6, așa că acum m-am trezit, e 8, vreau să mă machiez și să fiu gata. Pentru că la 10:30 plecăm spre munte și uitați-vă ce vreme este, nici că voiam să mă ridic din pat, nici în ruptul capului, nu m-aș fi ridicat de acolo. Am pus mâncare pisicilor, am pus în toate bolurile, știu că sunt bobițe peste tot, dar nici că le mai strâng. Iar Nubia, evident că mănâncă din astea două pe care nu le-am mai văzut niciodată, mănâncă când intră unul, când intră altul. Trebuie să le las oricum extra mâncare acasă, așa că asta a fost singura soluție pe care am găsit-o. Am făcut și bagajul, mare lucru nici că mi-am pus în el, mi-am pus o pereche de bocanci, cosmetice, un set, setul alb prin care nu trece vântul, nu trece frigul, nu trece nimic și cam atât. Și ce am pe mine și încă un palton, nimic complicat pentru că data trecută m-am cărat cu o grămadă și până la urmă nu am purtat nimic. Nu cred că v-am povestit nimic, mai am timp, că în sfârșit nu sunt prima, de fapt nu sunt ultima și nu sunt persoana care întârzie și voiam să vă povestesc un pic despre tort, pentru că nu cred că aseară n-am mai avut nici timp, nici chef. Vă ziceam eu că vin foarte mulți invitați, de unde? A fost doar Mirela și cu prietenul ei, dar am stat împreună și ne-am jucat nume de cod, ne-am jucat Knowledge is Power, ce facem noi de obicei. Și acum, mai am din tort, ca să vedeți cât am mâncat aseară, mai mult de jumătate am mai rămas din el și nu se aruncă nimic, chiar dacă plec la munte, o să îl tai și mă gândeam să îl pun la noi pentru că atât Mirela cât și noi vrem totuși să mâncăm diseară din el. E foarte, foarte bun, vă zic. Opa, stați un pic că nu prea pot eu să-l tai. Dacă vreți să-l faceți, este un pic de muncă la el ce-i drept, doar că este într-adevăr foarte gustos. Ia să vedem dacă mi-i încape mie în caserola asta, dar de ce nu se taie de aici? Cred că am feliile astea de ananas. Ia să le dau eu la o parte, cu decorul gata, nu mai avem treabă. Important e să îl luăm la noi. Ce vă pot eu sfătui în cazul în care vreți să-l faceți este să însiropați mai tare blatul. Eu am pus tot siropul menționat în rețetă, cred că în jur de 150 de ml era acolo în rețetă, dar mi se pare că ar fi avut nevoie de un pic mai mult sirop. Vai ce poftă mie, dar nu mănânc acum că e prea de dimineață. O să-l pun în caserola asta, deși s-ar putea să ajungă cam bușit săracul și nici nu cred că l-am așezat bine. Eu cu compartimentarea și cu treburile astea n-am nici cea mai mică treabă. Cred că o să se facă... O să se amestece cu totul, mai mult ca sigur. O să se turtească un pic, dar asta e. Gata! Am reușit. Cred că ar trebui totuși să pun eu ceva, ori folie alimentară, puteam să pun sau scotch. Cred că o să pun scotch. Mi-e mai la îndemână. Mi-e teamă să nu se desfacă. O să o lăsăm un portbagaj până la munte. Oricum e frig afară. Cred că nu mai auziți voi acum. Gata! Asta este tortul pe care îl luăm cu noi la munte. Musai să-l încercați în cazul în care vă place ananasul, în cazul în care vă place cocosul. Blatul este absolut minunat, atât că trebuie să-l însiropați puțin mai mult. Și acum că am vorbit, ce credeți? Mai am aici un pic. Ia să spăl și cuțitul ăsta să nu-l las așa. Mai am aici cam atât, un pic mai mult, așa că o să văd, o să împart cu prietenul meu. Oricum s-a bucurat de un real succes rețeta asta, chiar vă recomand. V-am lăsat-o în descrierea videoului trecut, poate vă pun și în descrierea videoului de astăzi. Și dacă tot suntem la partea asta, haideți să vă arăt și outfitul meu de munte. Am fost ieri și mi-am luat cămașa asta de la Stradivarius. Am profitat de reducerile de Black Friday, care au fost în mall-uri și mi-am luat și un palton foarte drăguț de la Pull&Bear. Cred că vi l-am arătat în vlogul de săptămâna trecută, îl proba Mirela, până la urmă am ajuns la concluzia că ea își va lua o geacă albă de la Bershka și eu mi-am luat paltonul de la Pull&Bear, acela
camel așa ca nuanță, foarte, foarte drăguț, doar că mi l-am comandat online pentru că eu credeam că reducerile sunt doar online și ajunge abia pe 11 decembrie. Și ieri când am fost în magazine, reducerile erau și în magazine, dar n-am mai putut să dau anulare comandă și am zis că nici nu mă mai complic, asta este. Așa că mi-am luat cămașa asta care îmi place mult de tot, îmi place trendul ăsta cu pădurarii, dacă pot să le spun așa, pentru că iarăși sunt îmbrăcată într-o pătură, iar pe sub am un compleu foarte, foarte simplu, basic, negru, tot de la, cred că de la Stradivarius, nici nu știu, seamănă foarte mult cu un compleu de sală și l-am luat pe mine pentru că în picioare am mumbuții de pe Answear. Știți că îmi spuneați voi că vreți să vedeți cum arată în picioare, ei bine așa arată în picioare, se văd ei voluminoși, dar mie îmi place aspectul ăsta oricum și abia acum observ că ar fi trebuit să șterg oglinda, da, înainte să vorbesc cu voi, dar nu mai am timp oricum să fac asta. Mi-am luat și o borsetă just in case să fie acolo în cazul în care am nevoie de ea, deși nu am nimic în ea, doar lentila, de fapt capacul de la lentila asta de la cameră. Și telefonul în curând, acum cred că mi-a scris Mirela că ei sunt gata. Ăsta este outfitul meu și o să mai iau și geaca albă din spate, am o geacă pufoasă, am luat-o de la curățătorie, ați văzut și asta în vlogul de sâmbătă și am zis că pe asta o iau, mi-am luat și o căciulă în bagaj, sper să fie ok. Nu mi-am luat mănuși în schimb și mi se pare că dintre toate mănușile pe care le am, nimic nu se potrivește. Sper să nu fie atât de frig sau sper să nu facem activități care să necesite musai purtare de mânuși. Poate trebuia totuși să-mi bag mânușile la mine sau o pereche. Ei, lasă, găsim noi pe acolo sigur. Gata sunt, îmi iau bagajul, acesta este al meu, mă duc să văd ce a zis Mirela, dacă e gata sau nu și pacliuțchii meu, să vă faceți viața, bine că aveți căldurică acum. Ia să vedem și pe bubletul meu. Pa, bubletul meu, tu stai la căldurică? Ne vedem luni, mama, da? Iubirea mea, sper să nu terminați mâncarea. Pupici! O caut pe Iris aici, dar Iris nu știu unde e, să-mi iau la revedere și de la ea. Ia să mă duc să văd, s-ar putea să fie în dormitor, că mă vede pe mine încălțată și fac un sunet ciudat mumbuții ăștia, așa că mă duc să vedem unde e. Nu? Nu e nicăieri. Nu știu unde e Iri. E speriată pe undeva de încălțările mele. Am uitat tortul acasă. Oh, nu! L-am luat după mine. M-am întors. N-am mai ajuns la Mac, o să ne oprim în Predeal, parcă, sau în Bușteni, nici nu mai știu unde, că sunt ruptă de somn. Așa că ne-am luat niște salami sticks, care sunt buni, buni. Ne-am oprit, am făcut un popas, nu ne-am mai auzit până acum, pentru că mie mi-a fost cam rău, sincer să fiu. După 2 ore de dormit azi noapte, sunt un pic leșinată. Și mi-am luat un cola zero, să mă revin. Băutura mea de reveneală. Momentan nici poftă de mâncare nu am, dar o să-mi vină pe parcurs, cred că asta este problema. Așa că haideți să vă arăt, că avem un view foarte, foarte fain încoace. O să întorc imediat camera să vă arăt. Suntem la Caius în Bușteni, cred că acolo e Pârtea Calinderu, da. Imediat vă arăt, vă întorc. Mi-am comandat papricaș de pui, dar că mie nu-mi place pielea. Tu ce ți-ai luat, Iub? Obrăjor de porc? Mm-hmm. Nici nu se văd. Da, o să vreau o bucățică. Am ajuns, după ce am mâncat mi-am mai recăpătat și eu un pic vocea, așa că haideți să vă fac un room tour, dacă tot am ajuns, de fapt un apartament tour, pentru că ne-am închiriat un apartament. Haideți întâi să vă prezint, să vedeți, este un duplex și cred că e fain și sinceră să fiu, nici eu nu m-am uitat la absolut nimic, pentru că am vrut așa să fie reacția la cald împreună cu voi. Haideți să vă arăt să intrăm, să întorc și camera. Intrăm,
pe bufnițe, ne ștergem picioarele, după care intrăm în apartament, închidem și ușa și imediat cum am intrat, avem aici în dreapta o baie foarte drăguță, încăpătoare, o toaletă, un dulăpior, chiuvetă, eu, evident. Și haide să mergem mai departe. Scări. Mirela, acolo. Urcăm pe scări. Și ajungem în zona de living, unde ne-am lăsat noi toate bagajele. Nu știu ce ne-am luat în atâtea bagaje pentru două zile oricum. Măsuță fix ca a noastră de acasă. Apropo de asta, mi-e dor de Iris, Nubi și Cleo. Și partea interesantă este că aici avem un șemineu care este și funcțional, însemnând că trebuie să ne aducă lemne, din câte am înțeles. Mm-hmm. Poate mâine seară, în seara asta mai mult ca sigur nu. Ikea și Mirela, for you. O canapea pe care avem toate bagajele. Zona de bucătărie. Zona de bucătărie, avem și cuptor, avem și chiuvetă, avem și mașină de spăla vase, culmea. Nu o să avem timp și nici chef să facem așa ceva, evident. Dar important e că avem de toate. Și haide să urcăm la dormitoare. A, și uite aici, televizor, nu cred că v-am arătat partea asta de aici. Oricum sunt toate bagajele împrăștiate, n-aveți ce să vedeți. Mergem la etajul 1, unde sunt dormitoarele. Vai ce fain, e foarte fain apartamentul ăsta, îmi place mult de tot. Și am ajuns la etajul 1 și aici, imediat, aspirator, nici de asta nu vom avea nevoie. După care intrăm aici în față, pare a fi un dormitor de copii, încă o baie aici cu duș. Opa, stați că eu am stins lumina. Baie cu cabină de duș, chiuvetă, toaletă. E o baie normală, după cum bine vedeți. Și din nou, eu! Ia să mergem în camera copiilor. Avem aici pat, n-o să mai intru pentru că eu nu m-am descălțat, așa că n-o să intru pe mocheta asta. Avem aici un pat supraetajat, dar de unde pot eu să aprind lumina ca să vedeți exact? Ok, și ce e sunetul ăsta care se aude? Că se aude ceva ciudat. Acesta este patul supraetajat, tot felul de jocuri, hartă pentru copii, v-am zis eu că e camera copiilor. Și dacă e să mă gândesc, cred că eu voi dormi acolo sus, pentru că mie îmi place să dorm în paturi supraetajate, preferatele mele. Avem și un balcon, dar cred că cel mai bine vi-l arăt eu mâine, că nu știu dacă se vede ceva. Haideți să mergem în hopa, celelalte dormitoare. Ia să sting și lumina aici la baie. Am stins-o pe hol, ce-am făcut. Să sting și la baie. Așa. Haideți să mergem în... Se vede și living-ul acolo. E foarte, foarte drăguț și cald. E așa de bine. Mergem pe holul acesta și ajungem în dormitorul mare, cred. Și aici e ceva care se aude. Nu înțeleg ce este. Nu știu dacă auziți și voi. Cred că auziți și voi. Dormitorul mare, pat... Acolo bănuiesc că se iese pe balcon și aici cred că avem o baie. Da, am aprins și lumina ca să vedeți, cabină de duș, toaletă, chiuvetă, un mini dulăpior. Drăguț tare și foarte, foarte încăpător și noi suntem doar 4 persoane. Sunt eu, prietenul meu și Mirela și prietenul ei. Cel mai probabil o să le dăm lor camera asta, că ei au relația mai nouă, poate au nevoie de ea. Noi nu prea. Vai și ce dressing mare, cu un dulap întreg aici. Dacă e să vii o săptămână, două, cu familie sau copii, ai loc să-ți pui toate cele. Și aici cred că ajungem într-o... altă cameră, care de fapt e mai mult un intrând, dacă pot să spun așa, pentru că intri și e doar un pat acolo și cam asta este tot. Ia uitați și ce drăguț sunt, ce drăguț e tabloul ăsta de pe perete, foarte, foarte drăguț. Cam ăsta a fost room tour-ul aici de față. Haideți să mergem jos, să ne luăm bagajele, să ne despachetăm și să vedem ce facem în seara asta. Nici bine nu ne-am instalat și haideți să vă arăt ce avem în frigider. Am pus tortul la loc de cinste. Bine, s-a făcut săracul, nu mai arată tort. Dar e în regulă, că e foarte, foarte bun la gust. Vreau să ieșim un pic pe balcon ca să vă arăt. A fost foarte, foarte multă ceață până aici pe tot drumul și uitați-vă, cred că vedeți voi acolo, că se dau cu Sania.
E așa de drăguț, Doamne, abia aștept să se facă mâine soare și să stăm în zăpadă. Bine, stăm în zăpadă, în propriu spus, că mare lucru nu o să facem. Probabil o să facem o poză, două și cam aia e. Venim înapoi în casă, nici nu ne-am luat haine foarte grase, dar eu mi-am luat costumul acela de la H&M, care credeți-mă că e cel mai călduros pe care eu l-am avut cel puțin și care nu e de sport, de snowboard, de ski sau mai știu eu ce. Și ca să vă arăt un pic împrejurimile așa pe noapte... Cam așa arată aici, e ceață și e frumos. Vai, îmi place mult de tot când e ceață la munte, nu știu de ce. Mă simt ca Harry Potter, imediat vin dementorii peste mine, dar nu-i nimic, am expecto patronum în buzunar și imediat îl arunc către ei. E tare, tare drăguț. Mult de tot, îmi place. Haideți să intrăm cu drăguț, dar frig totuși. Prima oară vreau să-mi duc bagajul sus, dacă tot... Dacă tot am ajuns, vreau să și despachetez și să mai schimb vreo două cuvinte cu voi, că mai am câteva lucruri de spus înainte să apuc să-mi despachetez și să mă fac aici cozy. Noi am luat până la urmă camera asta de copii, eu abia aștept să dorm în patul ăsta supraetajat. Nu știu cum o să încap tu acolo, Bev. Eu nu dorm jos, deși jos încap două. Jos să știi că încap... Jos încap două persoane, oricum, am putea să dormim jos, dar eu țin musai să dormim sus. Apropo de asta, am descoperit sursa sunetului, cumva căldura e, nu știu, se aude, eu credeam că e un purificator de aer sau ceva, dar e sistemul de încălzire. Ia să văd eu dacă e confortabil patul ăsta aici la mine, la 6 ani minus. Mă trezesc cu tine în brațe. Uhu, ce drăguț! Am putea să dorm eu cu Mirela aici și voi dincolo. Da. Și am putea să dăm o petrecere în pijamale. Ok, stai că mi-e frică de înălțime. Stai că am încheietura asta varză, nu știu ce s-a... Opa, și alunecă scara asta. Ok, îmi place, drăguț. Iupi-o, iupi-ei. Mulțumesc pentru implicarea în vlog și eu mă apuc să despachetez tot pe vlog. Așa că lasă mie camera, da? Haideți că v-am pus pe voi aici, vreau să despachetez și m-am așezat pe jos. Oricum e foarte, foarte curat apartamentul, chestia asta e foarte faină. Se cheamă Silver Mountain Resort aici unde suntem, în Poiană, asta ca să știți în cazul în care vă place. Nu știu, cred că am făcut eu așa pe repede înainte room tour-ul, dar ați înțeles ideea, oricum n-are rost să vă arăt mai mult. Hai să și despachetez acum, pentru că mi-am luat extrem de multe haine. Nu mi-am luat. Mi-am luat doar, și bine că mi-am luat, compleul acela alb de la H&M pufos pe care l-am avut la munte și data trecută și parcă văd că o să îmi fac zilele în el la munte de fiecare dată, pentru că e extrem, extrem de călduros. Am aici cosmeticele, o pereche de bocanci albi pe care o să mă duc să-i pun jos la intrare, gelul de duș, deodorant, bine, gelul de duș l-am băgat într-o pungă de la Mega. Mi-a fost frică să nu cumva să se verse în bagaj. Și apropo de asta, hai să vă arăt că îmi place mult de tot mirosul ăsta la gelul ăsta de duș. O să vi-l arăt și vouă aici. L-am luat din DM, dar n-am mai auzit de brandul ăsta. Perlier, cred că se pronunță, este cu mosc alb și îmi place mult de tot. Miroase din nou a curat, îmi aduce aminte nu neapărat a DAV, că mirosul de DAV mie îmi place, dar nu atât de mult. Ăsta e mai parfumat, mai floral, foarte fain miroase. Dacă aveți ocazia, încercați-l și persistă pe piele, cel puțin așa mi se pare mie. Iar eu nu am o piele pe care să rămână mirosurile foarte mult timp, cel puțin asta nu cred eu despre pielea mea. Mi-am luat și căciul, două căciuli, pentru că am știut că avem, bine am știut, am sperat că avem zăpadă și avem zăpadă. Șosete, un compleu, ar trebui să mi le bag oricum în dulap ca să le am acolo la îndemână pentru două zile. În general, când mă duc undeva, nu-mi place să țin hainele în bagaj și trebuie să recunosc că de multe ori mi le țineam așa și le uitam acolo în bagaj, nu mai aveam nicio treabă cu ele. Dar ok, unde-i hanoracul? Am crezut că mi-am mai luat un hanorac. Da, mai am un hanorac care cred că e în bagajul prietenului meu. Și ce drăguț că în momentul în care am ajuns aici, fata care ne-a dat apartamentul, nu proprietara, ci fata care a venit să ne dea cheile, a zis că mă știe de pe YouTube și mă gândeam așa, wow, ce drăguț, și m-a întrebat de pisici. Apropo, nu ne-am uitat să vedem ce fac pisicile pe cameră, dar cred că eu am... Da, sigur, am telefonul jos acolo pe masă în sufragerie. Mă duc un pic, după ce mi-aranjez hainele, vreau să mă duc un pic să fac puțin ordine, pentru că toate bagajele sunt înșirate acolo în sufragerie și parcă îmi stă pe creier și nu înțeleg de ce, pentru că eu nu eram genul ăsta care să fie cu ordinea. Ba chiar mai deloc, nu că nu eram, în general îmi aruncam așa toate lucrurile pe unde apucam,
Dar mi se pare că e prea drăguț apartamentul ăsta, astfel încât să nu fie puțină ordine în el. Și apropo de asta, că am zis că vreau să mai vorbim un pic, să vă mai zic câteva cuvinte, că mi se pare că după amiază nu prea n-am auzit. Eu am fost ruptă de oboseală și încă sunt. Am dormit 2 ore azi noapte, am stat să editez până la ora 6 și mă mir de unde am avut energia asta, că de-aia vă și zic de asta. De unde am avut oare și cum am stat? Pentru că, în general, când văd că mă ia somnul, de obicei mă bag la somn, dar am vrut neapărat să ajungă la voi videoul de astăzi, sâmbătă fiind astăzi, și videoul, vlogul săptămânal de duminică, cel mai probabil că o să-l pun luni, pentru că aș vrea să vă arăt cam ce facem la munte, dacă facem lucruri interesante și chiar dacă nu facem, să vă povestesc așa, să vă iau cu mine prin experiența asta și prin zilele astea două. Dar voiam să vă zic, pentru că atunci când am mâncat, nu prea am avut, nu știu, dispoziție. Cred că am fost un pic leșinată de viață. Mi-a fost și foarte, foarte rău pe mașină de la oboseală. Și voiam să vă zic că mâncarea a fost bună acolo unde am mâncat, doar că nu a fost chiar atât de... Nu știu, porțiile au fost foarte, foarte mici și eu una nu m-am săturat dintr-o porție, oricum am mâncat așa pe repede înainte, n-am mai stat să mai mâncăm și desert sau fel prin felul întâi sau supă sau în fine. Ideea este că am mâncat doar un fel, tocmai pentru că voiam să ajungem. Am plecat din București, cred că la ora să fi fost 11:30, cam așa, și am ajuns, ați văzut, la 5 și ceva, 6 aici în Poiană. Dar bine că am ajuns cu bine, asta e tot ce contează. Oricum, de fiecare dată când ne pornim din București, nu știu ce facem, cum facem, ne mai oprim pe drum, ne oprim să mâncăm și până la urmă ajungem tot târziu. În seara asta mare lucru nu cred că o să facem, cred că o să stăm în casă, nu mai ieșim nicăieri pentru că afară totul este închis, se mănâncă doar pe terasă, e foarte frig afară, se mănâncă doar până la ora 9. Ne gândeam să ne ducem să ne luăm ceva mâncare la pachet și să venim aici acasă, că e cald și bine, parcă nu ne vine să stăm afară să înghețăm pe o terasă, mai ales că nici nu putem să stăm cât vrem și o să ne mai întâlnim cu niște prieteni și o să ne jucăm, cred, să vedem ce facem. Eu sunt oricum destul de obosită, dar cred că și în seara asta vom sta ceva mai mult și ceva mai târziu, pentru că mâine rămânem singuri, pleacă prietenii despre care vă vorbesc înapoi în București și atunci mâine probabil că ne vom odihni mai mult. Oricum mâine dimineață nu ne trezește nimeni, e totul în regulă și uite ce bine că am terminat video-ul de acasă, pentru că internetul de aici nu prea merge, cel puțin nu pentru treaba pe care o am eu, deloc chiar, asta așa ca idee. Cam atât, ia să trec eu la despachetat, să văd pe unde le pun și... unde las toate hainele astea, să nu le pierd, să-mi aranjez lucrurile în baie, gelul de duș și tot ce mi-am mai luat eu, periuțele, că avem la băi aici, nu ne întâlnim nici la baie cu Mirela și cu prietenul ei. Avem, ați văzut că avem 3 dormitoare și am arătat 5, nici nu știu ce am arătat. 3 dormitoare, bine, 2 așa, că al treilea e un pic de umplutură, dacă pot să spun așa. Și avem și 3 băi, baie prima oară când intri aici, baie aici la noi, la ei este baie înăuntru, ansut. Cred că am zis bine, este în dormitor. Da, cam atât de aici, de la Poiană și de la apartamentul ăsta drăguț și călduros. Uite, un lucru pe care l-am uitat acasă au fost niște papuși de casă. O să stau doar în șosete și nu prea îmi place, mai ales când nu sunt la mine acasă. Ducem a doua tură de bagaje. Și Mirela. Pentru că băieții sunt niște leneși. Care stau pe canapea și uită la fotbal. Dar interesăm aici jocurile. Da, astea nu trebuia să le luăm, jocurile, pis. Lasă că le ducem. Mă duc și eu să duc bagajul al doilea. Opa, 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 opa. Nici că las aici. Nici că îi mai fac nimic. Și cred că avem și balcon din camera asta, nu sunt sigură. Dar cred că, a, da, avem un balcon aici, dar e întuneric. Vă arăt mâine, că n-aveți ce să vedeți la ora asta. Să luăm jocurile înapoi, că le-am luat degeaba sus. Trebuie să le ducem jos. Like a late night, someone that I knew. I just hope you won't get hurt. Vrem să ne dezinfectăm mâinile, dar nu mai au locuri. Cred că luăm la pachet, ia să vedem. Am venit să mâncăm, doar că închide la 8, după cum vă spuneam și acasă, și până la urmă ne putem lua la pachet, așa că într-acolo mergem, ia să vedem, hai să mergem să ne alegem. Suntem la Sergiana, nu mai știu cum, stâna... Cum se numește pis aici? Vă arăt când ieșim afară, că nu știu. Ah, stâna turistică Sergiana Restaurant. Ia să vedem.
Ce ne alegem să mâncăm? Ce avem de mâncare? Nu avem mâncare. Am venit să vă arăt și urșii de aici. Sunt, bine, drăguți, aș vrea să spun. Dar mie mi-e cam frică de ei și sunt doar împăiați, gândiți-vă, în realitate. Dacă se mișcă unul de aici, eu cred că fug și țip în același timp. Până la urmă ne-am comandat și așteptăm acum să se facă mâncarea, să o pregătească și apoi o luăm la pachet, pentru că v-am zis că se închide la 8. E 7:30 deja, ne-am trezit un pic cam târziu, aveam impresia că se închide la 9 și oricum e și foarte, foarte ocupat sus. Trebuie să-ți faci rezervare dacă vrei să mănânci aici, să fii aici din timp. Eu nici nu mi-am scos cerceii, de-aia îmi trag masca foarte, foarte tare în jos, ia să-i scot eu pe aici, așa-i scot de fiecare dată. Evident port cerceii aceștia de la Instinctive, care îmi fac foarte, foarte tare. E drăguț că așteptăm aici pe terasă și acolo sunt niște încălzitoare, nu le vedeți voi, dar nu e frig, sper să fie gata destul de repede. Vai, și pâine, a scos-o dintr-un cuptor sau ceva, vai. Mâine oricum ne facem și noi rezervare și venim și noi să mâncăm aici. E foarte fain și mâine vă arăt poate și mai mult, să vedem, poate venim undeva în jurul prânzului ca să vă arăt mai mult din... Mulțumim! Ia uitați ce am primit! Am primit pâine, tocmai ce scosese și a trecut așa, v-am zis de fapt că a trecut cu ele pe lângă noi și ne-a dat o nouă, vai! Vai, mulțumim! Am venit și eu vinul fiert. Cheers! Ok, aripile ne-au fost tăiate, speranțele năruite, nici mâine nu mai sunt locuri. Trebuia să ne facem rezervare, cred, de când am plecat noi din București ca să știm o treabă, dar n-am știut. Nici nu ne-am prea gândit, sincer să fim. Am plecat așa direct. E caldă pâinea? Vreau și eu, te rog. Uite că mai scoate din cuptor de acolo. Vai, e caldă. Ce-ar fi mers niște unt sărat? Serios? Hai că dacă tot așteptăm, să vă mai arăt pe aici ce se întâmplă și să vedem unde e terasa și unde nu avem noi locuri nici mâine. Și uite, vedeți și un pic de zăpadă cu ocazia asta. Vedeți că trebuie să urc scările astea, să am grijă să nu cumva să o comit acum. Tare! Acolo este terasa, sus. Ia să mai urcăm puțin, nu vreau să deranjez oamenii la masă. Voiam doar să vă arăt așa împrejurimile. Acolo, cred că vedeți voi. În partea aia. E foarte, foarte drăguț. Ce mofti că nu ne-am gândit de la București. Chiar nu ne-a trecut prin minte să ne facem rezervare. M-am gândit că o să fie ok și că nu o să fie foarte ocupat, dar de unde? O să intru și eu un pic cu picioarele în zăpadă aici. Sau cu mâinile, ceva oricum. Ceva o să se întâmple în zăpadă. Ok, acolo e terasa unde noi nu avem rezervare, din păcate. Nici pentru mâine seara, așa că dacă vreți să vă faceți rezervare, e bine de știut să vă faceți încă de la plecarea din București. Zăpadă! Prima zăpadă de pe anul acesta și mi-a înghețat mâna deja. Wow! Aveți să ningă și să venim cu placa. Hai că mă duc înapoi acolo, la prietenii mei. Mâncarea tocmai a plecat. Și plecăm și noi. Abia acum încep să-mi revin, îmi recapăt energia. Și e zăpadă și aici, pe case, vai, cât e de drăguț! Abia aștept să venim mâine și să, nu știu, să vedem și noi zăpada, să ne tăvălim prin ea, dacă nu se topește, poate mai ninge în seara asta. Ia mâncare, care nu merge la noi. Dar va veni și la noi, la pachet, ce-i drept. Ne-am luat mâncarea la pachet, eu mi-am luat aici ceva cu mistreț
gulaș de mistreț, cred, sper să fie bun, și puțină pâine, mai avem aici pâine, ce să vedeți, foarte multă, așa că poftă bună, sunt chiar curioasă cât de bună e mâncarea asta și dacă îmi place, sper să-mi placă. Ciobul. Nu, îmi ziceți, vă rog, că mi-e frică. Vrei să fac eu poza? Să mai aproape? Nu, nu, că filmez. Mamă, ce mare e. Puteți să chemăm? Hei, vorbi, vorbi, nu, vorbi. Nu, nu, nu vorbi. Mamă, ajuns în Brașov. Iupiou, iupiei, murim de frig. Asta așa ca idee. Imediat o să întorc camera pe mine. Am zis să vă mai arăt așa un pic împrejurimile, deși nu prea aveți ce să vedeți, că imediat o să ne ducem la mașină. Tocmai ce am ieșit de aici, din spate, de la Prato, am mâncat. A fost foarte bun. Ne-am luat rață. Eu mi-am luat rață, confit de rață, și vă recomand, e foarte, foarte bun. Și acum cred că nici nu știu ce se întâmplă. Mergem să ne luăm chiurtoși, ne e oricum cumva frig. Eu m-am îmbrăcat în setul ăsta, nu e deloc frig, m-am pregătit vertiginos. Doar că am în picioare niște bocanci, nu mi-am mai luat mumbuții. Și e destul de rece la picioare, mai ales că am stat aici pe terasă afară. Nu cred că vă dați seama cam cât de frig este. Și cu toate astea, cât de multă lume este pe străzi. Mie mi-au înghețat foarte tare picioarele. Nu mai stăm nicăieri și uite ce tare că au luminițele de Crăciun. Păcat că nu mai stăm să le și vedem aprinse deloc. Dar deloc, pentru că ne e frig. Ne-am așezat și noi la coada asta de aici, dar trebuie să așteptăm 30 de minute ca să se facă un chiurtoș. Ce credeți, că mai așteaptă cineva? Nu mai așteaptă nimeni. Wow, baloane! Mai multe baloane! Ne-am oprit un pic să vedem și noi unde sunt multe mașini oprite, să vedem ce e aici.
Și se vede foarte, foarte frumos Brașovul de aici, de sus. Am luat lemne pentru șemineu în seara asta și cumpărături acolo, numai chipsuri. Ziceam noi că nu o să băgăm la mașina de spălat și până la urmă am reușit să murdărim suficiente lucruri. Iată și noi ca niște masculi adevărați, venim cu prada acasă, a durat ceva, dar suntem mulțumiți de ceea ce am prins, nu-i așa, Vlad? Da, 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 a fost o captură record. Record, record, mai ales și la ăla de porc. A fost greu să-l prindem, dar am reușit până la urmă. Și mergem să ne hrănim și jumătățile. Mai bun. Abia m-am trezit și trebuie să vă arăt. Stai, că nu prea pot, mă las încheietura. Trebuie să vă arăt, deși nu știu cât de mult o să se vadă pe cameră. Vai, ce frig e! Când ninge afară, fix când plecăm astăzi, cred că nu vedeți nimic. Dar e așa de drăguț. Ne ducem acum să facem poze. Ne ducem pe aici, prin zăpada asta, să vedem ce reușim să facem. Vai, cât de drăguț! Și ce păcat că plecăm fix acum, când s-a pus să ningă și să fie chiar, chiar fain și iarnă, așa, în toată regula. Am ieșit la zăpădică! Da-na-na-na-na-na-na! Para-para-para-para tu-ru-ru-ru-rum tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru-ru-rum tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Mirela! Și să vă arăt, aici am stat noi, aici am și avut vederea pe care nu cred că v-am mai arătat-o de pe balcon. Acolo cred că este hotelul care are și o piscină, nu știu dacă vedeți voi, vedeți de unde e saburii aceea. Are o piscină încălzită foarte, foarte faină, poate ajungem pe partea cealaltă să o vedem, însă din păcate noi nu avem acces la ea. Ia să întorc un pic camera să mă vedeți și pe mine în dimineața asta. Gata, mă vedeți, mi-am luat căciulă, mi-am luat geacă, mi-am luat cămașă, mi-am luat tot, la mumbuții. Și vă ziceam de hotelul ăsta că nu avem acces la el. Am sunat ieri, voiam să ne ducem și noi la piscina aceea încălzită și când colo, ce să vezi, nu ne lasă doar dacă ești cazat la hotel. Ceea ce era oarecum de așteptat, sincer, dar am zis să ne încercăm norocul, poate cine știe, dacă, nu știu, dacă intrăm contra cost sau ceva, poate că puteam, dar nu am putut. E bine de știut, data viitoare poate ne cazăm aici, că chiar aș vrea să mergem acolo. Și ce e interesant, ce e mai puțin interesant de fapt și neplăcut, este faptul că trebuie să-ți faci rezervare. Adică știu că ieri
am vorbit cu cineva care e cazat acolo și era abia la ora 1 noaptea programat la piscina asta despre care vă zic. Vai, uitați cât de frumos este acolo în spatele meu, este absolut minunățisim și superbisim. N-aș mai pleca de aici, mai ales că s-a apucat să ningă. Cred că vedeți și pe căciula mea că ninge. În aproximativ o oră maxim trebuie să plecăm să ne decazăm. E ora 11 dimineața acum când vorbesc cu voi. Dar cum e posibil? Până acum nu a nins deloc. Oricum mi se pare că zilele sunt atât de scurte și aici la munte și în general iarna sunt atât de scurte că nu ai timp de nimic. Ieri am avut timp doar să mergem puțin în Brașov și cam asta a fost. Am mâncat, ne-am întors, am înghețat în Brașov. Acum e cât de cât cald. Nu știu dacă sunt eu entuziasmată că ninge, dar mi se pare mult, mult mai cald decât ieri. Mă duc repede, repede că vreau să fac niște poze și ne auzim. Au, mi-a intrat un fulg de săpadă fix în ochi și ne auzim imediat după ce găsim un loc drăguț de poze, că trebuie să ne grăbim și noi. When the old one's gone under the knife and I can feel the sun on my skin, beginning to fall. Stai, vezi că voi ador să trec gardul naturally. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Am făcut pozele și acum plecăm către casă, așa că vă las așa o ultimă doză de zăpadă, cel puțin până când va ninge în București. Ce drăguț se dau aici cu Sania, toți copiii, wow, e așa de drăguț. Eu mai aveam un pic și mă rostogoleam în zăpadă ca un cățel de fericire oricum. Da. Gatiții mei, unde sunteți? Unde sunteți, gatiți? Unde sunteți? Am ajuns acasă și ce credeți că se întâmplă? Deja am dat drumul la nebunie și vreau să le și dau pisicilor puțin plic umed ca să nu mai fie speriate de mine. Stai să vă arăt pe bubleta mea că bubletul e aici. Am ieșit. Între timp li s-a oprit și centrala și Cleu meu e acolo, toată lumea. Te-am auzit? Să nu crezi că nu te-am auzit. Gata bubletul meu. Acum. Stai să vi le arăt ce disperate mici. Aoleu! Cine sunt disperatele cele mai mici? Bă, ești disperată mică? Unde e Riricul meu? Riri? Riri? Și tu ești disperată mică? Cliul meu, toată lumea e disperată mică. Haide, buba, haide, Iri. Iri prima. Bubi. Bubi, uite aici. Uite și pentru tine. Uite și pentru tine, fetiți. Poftă bună, poftă bună. Asta este planta pe care am mutat-o în casă, de care vă spuneam la munte. Am mutat-o acum că am făcut cât de cât curat prin casă, puțin. Și cam așa arată ea. Astea sunt frunzele noi. Știți că vă spuneam eu undeva prin vară, cred, că avea ea frunze noi. Sper totuși să nu sufere în vreun fel că am schimbat condițiile de vreme. Afară stătea, cred că la 6, 5, 4 grade undeva așa, dar acum dacă a nins, am zis să o bag în casă. Mă uit că nu știu de ce are petele astea galbene aici pe frunze. Sper că nu din cauza faptului că am lăsat-o eu în frig. Mă vedeți din dormitor, rare ori se întâmplă asta, cred că am și ecou aici, însă dincolo în sufragerie e mare nebunie și am zis că vă pun totuși aici să mai schimb câteva cuvinte cu voi. Am bagajul pe care încă nu l-am desfăcut, asta voiam să fac acum, însă voiam în mare parte să vă zic că aici se cam încheie vlogul de weekend, dacă pot să-l numesc așa. Am buzele extrem, extrem de uscate, mă uit acolo în ecranul ăsta mic de la cameră la mine și îmi dau seama că nu m-am dat cu balsam de buze, singurul lucru de care aveam nevoie la munte. De hidratare pentru buze, l-am uitat acasă. Oricum nu mai găsesc unde au pus pisicile balsamul de buze de la Laneige, care e de fapt o mască pentru buze, e extrem, extrem de bun, foarte bun. Cred că e cel mai bun pe care l-am încercat, într-adevăr, și e și un pic mai scumpicel din punctul meu de vedere pentru un simplu balsam de buze, dar pisicile s-au jucat cu el și l-au ascuns, nu-l mai găsesc de nicio culoare, habar nu am unde e. Ia uite, cine a venit aici? A venit Bubuca. Ce cauți aici? Vezi, nu mai merge pe termostat.
Ăsta e termostatul de la centrală. Apropo de asta, acum când am venit înapoi acasă, centrala era tot pe avarii, nu știu de ce. Habar nu am ce se întâmplă cu ea, va trebui probabil să chemăm din nou pe cineva să se ocupe de ea. Da, cam atât voiam să vă spun astăzi. Nu vă mai țin foarte mult, că vreau și eu să apuc totuși să editez ceva. Acum este luni, ora 6. Tot astăzi v-am promis că intră videoul de azi. I-am mai editat eu oricum ieri la munte. Mi-am luat 2 ore din timp, din seară, și am editat. Însă vreau neapărat să ajungă videoul ăsta la voi undeva, sper eu, în jurul orei 8, să văd cât durează să se abloadeze pe YouTube. Am zis să nu mi-au rămas bun de la voi fără să mă vedeți măcar puțin. Nubia e acolo la ușa, auzi că a venit cineva, stea să dau bagajul ăsta la o parte să o vedeți, că am pus eu opritorul acela de ușă și ea a auzit și acum vrea să vadă și ea ce se întâmplă, dar nu poate da ușa la o parte că e opritorul. Nu prea am nici ce mari recomandări să vă zic. Mâncarea a fost foarte bună acolo la Sergiana Stâna, nu știu cum, ceva de genul ăsta, oricum în Poiană, foarte, foarte bună. Îmi pare rău că nu am apucat loc pe terasă, ăsta este regretul meu în momentul de față, când am ajuns acasă. Îmi pare rău că nu am apucat mai multe zile cu ninsoare totuși, pentru că doar astăzi a început să ningă. În rest a fost un weekend frumos, la Brașov am dârdit, am înghețat, nu am apucat să vedem absolut nimic sau să ne plimbăm un pic mai mult, să ne bucurăm de atmosferă, dar e bine că ne-am bucurat de focul aseară, spre exemplu, de focul din șemineu, asta voiam să vă zic. Aseară, spre exemplu, ne-am jucat, cred că vreo 5 ore în continuu, ne-am jucat Nume de Cod, foarte mult îmi place jocul ăsta, dacă nu-l aveți, dacă nu l-ați încercat, jucați-l, pentru că e foarte, foarte fain, e și amuzant, e și de gândit, e și cu spion, cumva trebuie să te gândești la ce-i trece celuilalt prin minte. Cred că v-am mai povestit eu despre asta, așa că nu o să vă țin foarte mult cu jocurile, dar seara de ieri a fost o seară cam moartă, de aia nici nu am avut, n-am filmat mare lucru și astăzi am fost pe drumuri, mai mult am fost un pic prin zăpadă, am fost să ne facem câteva poze, apropo de asta, trebuie să mă uit și peste ce poze am făcut. Atât, asta voiam să vă zic, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final dacă ați ajuns până aici și mâine nu uitați că începe vlogmasul și Nubia e de acord și haide mami că-ți deschide mami ușa că ești curiozitatea întruchipată. Mâine ne vedem de 1 decembrie, nu știu să vă zic sigur o oră, undeva în jurul orei 7 sau poate chiar 8 o să abloadez videourile, vlogmasurile de fapt în fiecare zi până pe 25 decembrie. Așa că înarmați-vă cu multă, multă răbdare că o să avem 25 de videoclipuri luna asta, o să mă văd cu voi, sper. Eu sigur o să fiu prezentă, acum sper să fiți și voi, în fiecare seară timp de 25 de zile. Gata, mă duc să-mi hidratez buzele. V-am pupat și la mulți ani astăzi de Sfântul Andrei, nu? Că la mulți ani Andreilor, tuturor Andreilor, la mulți ani vă urez și eu și noi ne vedem mâine, ce să vedeți. Pupici! Pa!